Ei bine, trebuie doar să reușești să-i atragi atenția cât să-l prinzi. Ha, e adevărat că m-a alergat și pe mine ultima dată. Baftă! Să-i atrag atenția. Ok, mulțumesc, Iris. Da, salut tuturor. Asta e episodul 3. Partea a doua. N-am mai avut timp pentru partea 1 la filmuleț, deci se pare că facem o parte a doua. Să continuăm. Să atragă atenția. Ok, mulțumesc. E Bianca, tocmai am văzut câinele alergând. Am încercat să-l opresc, dar a scăpat înainte să încerc să fac ceva. Cred că am să renunț. Nu prea vrea să se lase prins. Insistă, până la urmă vei reuși. Ai încredere. Ai încercat, dar deja să la temenești cu ceva. Să la temenești cu ce? Cu mâncare, carne sau ceva de genul ăsta. Ceva ce le place câinilor în general. Nu e o idee rea. Am să încerc să găsesc ceva, mersi. Castiel. Așa. Am văzut Pinscherul trecând deja de mai multe ori. Îți ia ceva timp să-l prinzi. N-ai încercat să-l prinzi. Bineînțeles că nu-i problema mea. Și eu care mă chinui să-l prind. Ha, câinele ăsta te face să-ți pierzi calmul, domnișoară. Încearcă să-l ademenești cu mâncare. E un câine până la urmă. Dar nu știu ce să-i dau. Bun, ascult. Ți-am spus că am un câine, nu? Revină mai târziu. Am să-ți dau niște biscuiți pentru câine. Romantic. Mă duc să iau din geantă. Tu aduci biscuiți de câine la școală? Serios? Wow, interesant. Super, mersi, ești simpatic. Ai deci biscuiții pentru câine? Da, poftim. Sper că așa vei reuși să-l prinzi. Mulțumesc mult, sper și eu. E acolo, te las. Mă duc să-l prind. Iarăși aleargă, trebuie să-l prind. Aleargă după Kiki. Cuțu, hai, vino aici. A, nu se poate. Iar a fugit. S-a întors spre liceu. Da, e un câine foarte fugăreț. L-am pierdut, se pare. Unde s-a putut duce? Aha! Aici ești. Hai, uite ce biscuiți am pentru tine. Yes! L-am prins în final! Nu rămâne decât să-l dau directoarei. Kiki! Îi dau câinele. Mulțumesc, domnișoară! Gândul că l-am pierdut pe Kiki mă stresează enorm. Dar că la... Acum că l-am recuperat, vă puteți relua activitățile normale. Pentru puțin, doamnă. Să-mi reiau activitățile. Poate am să mă duc la... Să mă duc să fac un tur la clubul meu atunci. Hei, Bianca! Zâmbește în final! Cunoști o anumită Iris? Mi s-a spus că a luat cu ea cutii de semințe de la club. Da, o cunosc un pic. Super! Oh, îmi faci cu ochiul! Simpatic! Super! Ai putea să găsești și să-mi aduci aceste cutii de semințe? Te rog! Ok, am să încerc. Apropo, ai prins acel câine? Da, e în regulă, mă duc să văd un tip de la clubul de grădiniță acum. Oh, iarăși la plantele tale. Păi, mă duc să petrec un pic timp cu Jade. Jade, grădinarul, haha. Ce, ești gelos? Vorbești prostii. E gelos. Și-a roșit. Ok. 100-100. O duc foarte bine. Hai să o găsim pe Iris acum. Am văzut-o pe directoare. Părea bine dispusă. Cred că ai reușit să găsești câinele. Când am nevoie de tine, nu te găsesc. Când am nevoie de tine, apar din senin. Ce-i cu tine, omule? Da, în cele din urmă. Acum mă duc să ajut pe cineva la clubul de grădinărit. Serios, pe cine? Pe Jay, se ocupă de întreținerea terenului de club. O, înțeleg. Atunci spor la treabă dacă îi dai o mână de ajutor.
Iris, te căutam. Se pare că ai semințe de la clubul de grădinărit. Oh, da, mama mea adoră grădinăritul. Așa că i-am dus cutia pentru a mai împrăștia câteva semințe. E un băiat care se ocupă de teren și are nevoie de ele. Poți să mi le dai, te rog? Sunt acasă, ți le aduc data viitoare. Ok, mersi. Ți-ai adus aminte de semințe? Uf, am uitat. Îmi pare rău. Foarte rău. Ți le aduc data viitoare. Ok, nicio problemă. Promis, n-am să uit. Ei bine, dragele mele, s-a terminat și acest episod. Sper că v-a plăcut. Mă bucur că am terminat să îl caut pe acest, să îl prind pe acest câine nesuferit și am calmat pe babeta. Iar acum trebuie să-i fac un serviciu frumosului Jade. O duc foarte bine și cu cei doi băieți. Nu știu cum o să o duc în episodul 4 sau 5, pentru că contează foarte mult. Iar în episodul 5 va apărea și Lisandre. Abia aștept să-l văd pe Lisandre, famosul Lisandre, famosul meu Lisandre, puișorul meu cu urechi de iepure. Sorry, nu m-am putut abține. Vă mulțumesc că ați urmărit acest filmuleț și ne revedem în continuare cu partea a treia. Vă pup!